foarte bine. Trebuie să vă spun că în câteva clipe o să plecăm din locul ăsta către Sfânta Ecaterina numărul 2, unde este de altfel și sediul labor central, ca să spun așa. În Sfânta Ecaterina numărul 2, la cantina Mensa, vom bucura de un prânz și vă mulțumim și pentru asta. Apoi, de la ora 16, ne adunăm din nou în plen. Vom încerca să ne împărțim pe comisii sau, mă rog, pe niște ateliere de activități. Trebuie să știți că partea a doua a întâlnirii noastre începe în jurul orei 16 la Centrul Național de Formare Continuă Părintele Dumitru Stăniloae, chiar acolo, în cadrul Facultății de Teologie. E destul de ușor de ajuns de la cantina de la Mensa. Vor fi 3 sau 4 locuri importante după întâlnirea în plen, de la ora 17 până aproape de 18. Mulțumim foarte mult, dar o frumoasă familia ortodoxă. Mulțumim din suflet. La etajul întâi, Comisia de Organizare Instituțională și Comunicare, acolo vom încerca să mai înființăm organizația. Acolo nu există, unde nu există, în anumite județe, în orașe. Încercăm să ne înmulțim în măsura în care asta ne dorim în primul rând, să avem un membru al Asociației Părinți Pentru de Religie în fiecare clasă. Pornim de la fiecare școală și ne dorim să ajungem în fiecare clasă. Încercăm să vorbim puțin despre colaborările noastre, despre comunicarea noastră, despre comunicarea pe plan național sau local cu asociațiile de părinți, de tineret, cu toate aceste ONG-uri despre care s-a tot spus că sunt multe. La etajul 2 va fi Comisia de Învățământ și Activități cu Elevii. Acolo, sigur, se va vorbi clar despre proiectul strategic pentru îmbunătățirea calității orei de religie. Vom vorbi puțin despre manuale, mai ales cei care aveți pregătiri în aceste domenii. Sunt foarte importante și extrem de valoroase cunoștințele dumneavoastră. O să vă rog să acceptați să vă organizați împreună cu noi în aceste ateliere de lucru. În sala 3, la parter, va fi Comisia Juridică și de Inițiativă Civică. Aici se va vorbi, fără îndoială, despre dezvoltarea noastră a polului, despre procesul legislativ, despre, știți că există o propunere de modificare chiar a Constituției, astfel încât să fie introdusă o garantare explicită a orei de religie confesională din trupul comun, astfel încât doar retragerea să fie la cerere, adică tot acest bâlci care s-a întâmplat de la începutul anului până acum, să nu se mai întâmple și cu o altă ocazie. O să vorbiți despre toate acestea. Vă rog să vă mobilizați ca imediat după ora 5 să mai aveți încă un ceas și jumătate, poate două, în care să ne împărtășiți cunoștințele, abilitățile și toată dragostea dumneavoastră pe aceste domenii și dacă mai sunt și altele, vă așteptăm. Vă mulțumim din tot sufletul încă o dată. Ne vedem cât de repede se poate la cantina Mensa, în Sfânta Ecaterina numărul 2. Dacă nu aveți mijloace de locomoție, vă rog să vă opriți o clipă într-un loc. Vom încerca să ne organizăm astfel să ajungem toți cam în același timp. Mulțumim din nou! Rugăciune, zicem să rugăciune? Rămas!